Așa arată o altă casă din comuna Corod. Nu mai are deloc podea, ceea ce aș putea spune că ar mai fi de ajutor, cu ce puteți ajuta. Chiar doamna mi-a spus că ar fi nevoie de saci de ciment. Dacă cineva ar putea să ajute la recondiționare, nu știu, ca idee fiecare, dacă unul vine cu 10 saci de ciment, nu știu, ocupă de piatră, de absolut orice. De nisip. Nisip. Nu mai aș vrea să pun parchet, pentru că parchetul este, intră mâlul pe sub el. Dacă ar putea cineva să-mi dea, cât are, 3x4, 12 metri de gresie, nu știu. Da, gresie, materiale care ar putea... Materiale care ar putea să ne ajute, da, la construcții, să refacem, să putem dormi și noi, să putem... Să vedeți cum arată toată casa, adică dacă e gresie, a fost un mic avantaj, am putea să zicem, pentru că... Da, gresia asta... În rest, totul e dezastru. Aici, poate aici, uitați, da, gaura în perete, am nevoie aici de niște ciment să pot să refac din nou. Dacă este vreo firmă de construcții sau nu știu, cineva care vrea să sponsorizeze, să ajute câteva persoane, câteva familii din Corod, din apropiere, puteți să veniți, să încercați să-mi scrieți mie personal sau veniți aici în Corod și puteți ajuta. Asta e cea mai bună soluție, pentru că toată lumea aduce apă și mâncare și tocmai ce mi s-a spus că apă, mâncare în momentul de față este. Uitați cum arată bucătăria. Nu trebuie o lenjerie, nu trebuie 100, nu sunt eu acum marea bogătașul care îmi trebuie 10 lenjerii. Da. Cu lenjerii, uitați aici ce groapă am aici, am avut sufrageria, uitați ce groapă am aici, uitați aici unde s-a dus apa, uitați aici. Și găuri am, uitați că bag mâna, uitați cât îmi intră mâna. Da, se vede că e... Uitați cât s-a dus mâna, uitați, aproape până la cot. A subt apa tot acolo. Da. A subt apa. Uitați aici iar în colțul ăsta, nici nu mai știu, uite și în colțul ăsta. Da, asta a fost o casă bătrânească recondiționată și... Bogdan, nici nu mai este, uite așa cât e. Vă cred. Nu mai ajung aici. Nu vă cred. Da. Deci asta nu știu, acum... Uitați aici ce groapă foarte... s-a făcut, uitați aici ce groapă s-a făcut. Au fost apă foarte multă. Da, deci... Nu am mai putut ieși pe ușă, am ieșit pe geamuri. Am ieșit pe geamuri. Da, așa arată doar o casă din cele peste 500 afectate, doar la noi în comuna Corod. Deci dacă chiar vreți să ajutați măcar unele familii, nu știu, încercați să veniți aici personal, dacă aveți o firmă, dacă aveți prieteni, posibilitatea, nu știu, dacă vine fiecare cu 5-10 saci de ciment, măcar o cameră, dacă se poate face până vine iarna, ar fi cel mai indicat, pentru că ar trebui turnată o șapă, nivelat terenul, mână de lucru se găsește, dar na, puteți să ajutați cum puteți, cu materiale. Cel mai important sunt materiale, dacă aveți pe cineva sau chiar personal vreți să faceți un bine, nu știu, fiecare dintre cei care văd video, dacă voi vă luați o familie, două pe care să o ajutați la rândul vostru, cred că e cea mai bună soluție, pentru că altă variantă n-ar fi. Da, e dezastru. Dezastru, nu se mai poate, nu mai pot, se mai poate. Aici atât a fost apa, nu? Se vede clar dunga. Aici era o anexă. Mai da, îmi dau seama, astea erau vechi, bătrânești, dar totuși, na, e o muncă de viață, clar. Nu mai pot să mai pun. Wow. Nu te murdărești, Bogdan. Da, nu-i problemă. Nu mai pot să mai pun astea, nu le mai iau în considerație. Asta trebuie dărâmată cu totul, că da, e riscantă, că da, ieși din pământ cu lut. Da, nu mai, că nu. Soba s-a dărâmat complet, deci s-a adunat apa de a dărâma soba complet, mă. Ia uite, adică măl. Deci e numai măl. Mâl. Peste tot. Am scos de aici tot, am aruncat, că nu mai era bun nimic, nu mai era, nu mai am ce să mai iau. Nu mai folosesc. Nu a rămas decât cu ceasul pe perete. Aici aveam un... Și ăsta cred că o să dărâme, că e lemn și da, e, aici s-a aveam strâmbat. Un hambar. Ei, da. Ia uite cât a fost apa până aici, uite, până aici a fost. Da, se vede. Aici, peste un metru. Un metru și 20, cred că. Da. Uite, până aici, la geamuri, am ieșit pe geamuri aici. Pe geam.
Asta e grămada scoasă până în momentul de față din această gospodărie, doar din această gospodărie, deci nimic nu mai e bun. De la saltele, perne, pături, canapea, mobilă, tot. Pârâul a fost până aici, ca să vă dați seama, mormanul ăla de-l vedeți acolo de 5-6 metri, 5-6 metri înălțime de gunoaie, casele toate afectate, grădini, nu mai e nimic bun. Gardul nu mai există. Deci care vrea să ajute, cel mai bine, după cum a spus și această doamnă, dacă vreți să ajutați, puteți ajuta chiar cu material de construcții, gen saci de ciment și ce ar mai fi pentru a putea turna o șapă, pentru a pune o gresie, un parchet. Puteți să luați, nu știu, parchet pentru o cameră, pentru cineva, să vă duceți, băi, ce ai nevoie? Hai că cumpăr eu parchetul. Vă duceți personal și ajutați o anumită familie, dacă puteți și aveți posibilitatea și fizic și cu mână de lucru și oricum ar fi. Nici nu știu sincer cum să încep sau cum să formulez ideile pe care le am acum în cap, dar pot să vă zic doar că vă mulțumesc celor care v-ați implicat până acum, de celor care ați văzut videoclipurile pe care le-am postat aici și care ați venit personal să ajutați, pentru că au fost foarte mulți oameni. Pe lângă faptul că s-a implicat, după cum ați văzut, armata, pompierii și toată lumea, toți fac tot ce le stă în putere, au fost foarte mulți oameni care m-au contactat în privat și care doresc în continuare să se implice. Tot prin intermediul videoclipurilor și foarte mulți oameni de la mine din comună m-au rugat să vin să le filmez, să prezint dezastrul care s-a întâmplat la ei. Nu pot să fac treaba asta la sute de gospodării, m-am dus la câteva persoane, n-am filmat la toți, am filmat așa, după cum ați văzut, și la cei pe care i-am postat. Dezastru e mult prea mare, dar îmi trec foarte multe idei prin cap și nu știu cum pot ajuta, pe lângă faptul că am încercat noi, între noi aici, ca și comunitate, ca familia și tot ce am făcut, n-are importanță, nu trebuie să spun eu și să arăt nimic la nimeni. Am mai spus treaba asta, bine se face în liniște, dar uneori și în liniște, parcă dacă faci, nu prea poți să dai niciun exemplu. Și uneori, poate și dacă prezinți ceea ce faci, dacă ajuți, alții vor vedea. Cum și eu am văzut la rândul meu de-a lungul anilor exemple prin filmări la alții și mi-a plăcut ce am văzut și mi-a dat o stare de bine și mi-am dorit să ajut la rândul meu. Uite că așa încerc și eu prin intermediul videoclipurilor să vă prezint realitatea care este aici, vă repet, nu doar la noi în comună, ci în zeci de comune. În continuare au mai apărut mici inundații, să zic așa, într-o comună învecinată, dar n-a fost cu pagube mari cum a fost aici. Dacă vreți să ajutați, nu este nevoie să ajutați cu bani. Puteți să ajutați fizic, să veniți, deși oamenii își curăță singuri curțile în principal cu ajutorul vecinilor și a rudelor, cam asta face toată lumea. Doar cei bătrâni au mai fost ajutați de pompieri, de armată, de tot așa, de vecini și de cine a mai putut. În mare parte lumea deja, să zic că, și-a scos nămolul din case, în curți, se duce în timp. Dar ce e cel mai important acum, ce ar putea să ajute oamenii, sau cel puțin o parte, rând pe rând, dacă cineva are firmă de materiale de construcții, dacă aveți depozite, dacă vreți să faceți un bine, donați materiale de construcție după cum a prezentat, după cum mi-a spus și m-a rugat doamna pe care ați văzut-o mai devreme la una dintre casele afectate. Au scos-o din casă, pe lângă faptul că o să se strice, o să se umfle. Multe case sunt bătrânești sau au fost bătrânești, recondiționate, băgat ceva ciment sau au fost nisipe de desubt, după cum s-a văzut, și pus după care, nu știu ce a fost, grins cu lemn, cu parchet dintre alea mai vechi, a scos doamna acolo, mi-a arătat tot ce a avut, mizerii și cu astea în grădină aruncate, n-am mai stat să filmez tot, n-are niciun rost, ați înțeles dezastru care este acolo. Dar uite că un lucru pe care nu l-am gândit înainte și a spus bine doamna, că ați putea, dacă doriți, să dați, nu știu să zic, câțiva saci de ciment, o cupă de nisip și lucruri sau gresie sau parchet. Nu sunt scumpe, adică dacă vrei să pui parchetul într-o cameră, nu știu să zic, cu 200 de euro, cred, o cameră de 3x4, cel mai ieftin parchet, un parchet normal, simplu,
Nu are nimeni pretenții. Tot o să fie aruncat, tot ce ține de lemn de mobilă. Dacă aveți mobilă veche, dar bună, un pat, o saltea, o canapea și aveți posibilitatea să o aduceți, aduceți-o. Foarte mulți m-au contactat pe mine și mi-au spus că pot eu să-ți dau vino și ale. Nu am mașină, nu am dubă, nu am absolut nimic. Am o mașină normală și nu mă pot deplasa. Sunt un singur om ca să vin eu la toată lumea. De asta spun, dacă puteți să faceți un bine și vreți să dați, încercați să faceți binele până la capăt. Veniți personal și îl duceți. Mi-a mai spus cineva că să mă duc la primărie și să filmez acolo, să spun ce face primăria. N-am nicio treabă cu primăria. Nu mă interesează de niciun fel de politic, am spus treaba asta, dar pot să vă zic că toate primăriile de unde s-a întâmplat s-au implicat încă din prima zi, de peste tot. Am văzut asta cu ochii mei și toți oamenii care sunt acolo pot să confirme lucrul ăsta. Se implică toată lumea. Deci nu stă nimeni nepăsător. Încearcă să se ajute care și cum poate. Am auzit vecini care își hrăneau vecinii la rândul lor, pentru că unii făceau curățenie de dimineață până seara și nu mai aveau timp să facă mâncare și, bineînțeles, vecinii îi ajutau, nu știu, cu mâncarea pe ziua respectivă și așa mai departe. Tot felul de cazuri pe care am auzit zilele acestea și cu care am luat contact, deci ți se rupe sufletul, deci nu-ți poți imagina lucrul acesta. Sunt foarte mulți oameni răutăcioși care lasă comentarii. Nu prea mă mai interesează, trec peste ei, poate le mai răspund pentru că nu înțeleg, nu că au răutate, ci nu înțeleg care este situația. Dar dacă vreți să ajutați și sunteți din, nu neapărat din județ, am oameni care s-au oferit din toată țara să vină. Mi s-a cerut să vă dau eu un contact. Eu nu pot să fac lucrul ăsta pentru că apoi mi-a sărit sute de oameni în cap să mă sune pe mine și să fiu eu nevoit să adun de la toată lumea. Nu am cum, am și eu familia mea, am și eu treburile mele, muncesc, am foarte multe pe cap și eu, ca să zic așa, ca orice om de rând. Faptul că filmez și postez pe online, fac asta de ani de zile, am mai bine 15 ani de când postez, a pornit totul de la o pasiune și postez în continuare clipuri pe internet, care mai de care. E indiferent că e de rău, că e de bine, eu postez, după cum am spus, legat de viața mea, de activitățile mele și tot ce ține de comunitate și așa mai departe. Vreți să ajutați, o să vă las, dacă puteți și sunteți oameni serioși, Facebook-ul meu personal pe care puteți să-mi scrieți, o să vi-l las în descriere, sau e-mail-ul. Îmi scrieți acolo, discutăm mai departe și dacă o să pot să ajut, o să încerc să răspund la cât mai mulți oameni și dacă voi puteți să ajutați, iar eu prin intermediul meu să ajungă poate anumite lucruri la o persoană. Ce a mai fost astăzi și cu câte familii am luat contact? Mi-au spus că au nevoie de o canapea, de un pat, de o saltea, pentru că paturile sunt stricate. Toți și-au aruncat paturile și saltele. Dacă aveți cuvertură, pat, saltea, perne, nu mai trimiteți. Am luat azi parte la multe cazuri. Am fost azi și am căutat ore în șir familii la care să le donăm câteva lucruri și alte lucruri. Și alte lucruri. Și îmi cer scuze, sunt foarte obosit, e târziu. Și să pun detergenți, ligheane, lucruri de genul ăsta, ce am mai cumpărat. Am vrut să donăm, nu găseam cui să le donăm, mulți le, nu că le refuzau, au zis să le ducem la un centru că alții au nevoie. Deși erau oamenii inundați, le refuzau, pentru că nu știu dacă le stă capul acum la obiecte pe care n-ar avea unde să le mai pună. Poate un frigider, poate o mașină spălat, cum au mai fost cazuri, deci nu vine să cred câți oameni au văzut foarte repede videoclipurile și s-au implicat. Ăsta e singurul motiv pentru care mă face să continui și să mai public în continuare despre situația de aici, pentru că sunt oameni care se implică în continuare și indiferent că o să fie oameni răutăcioși, nu prea mă mai interesează, pentru că apar mai mulți oameni buni care vor să ajute și oameni și din afară și din interiorul țării care doresc și fac tot posibilul. O să mai postez ocazional de la câte o persoană, o să încerc să ajut dacă consider că pot să ajut persoană, pentru că foarte mulți poate își doresc și casa, sunt conștient de lucrul ăsta. Este total o situație foarte, foarte grea în momentul de față, viața continuă, lucrurile o să-și revină, poate nu la normal, dar dacă suntem sănătoși, oamenii sunt sănătoși, putere de muncă este, o să revină. Acum, actual, cine vrea să ajute familia la care eu am fost ca idee acum, nu-mi trimiteți mie nimic, niciun leu. Eu n-am nevoie de bani, nu doresc nimic. Banii care au mai fost donați de către o persoană, mi-a donat deja de două ori, a dat printr-un comentariu dintre ele, e prima oară în viața mea că primesc așa ceva. Am fost personal și am cumpărat niște lucruri, după cum am spus, pentru că mie nu-mi trebuie banii aia, eu n-am nevoie. Căutați un ONG, deși ONG-urile se duc pe alte surse, nu știu, n-am nicio idee, nu sunt implicat în lucrurile astea legate de bani. Fizic și cu o donație de
un pat, o canapea, să doarmă, să-și pună capul pe pernă noaptea, deși o să stea cu grijă, pentru că ei au încă coșmaruri. Deci, credeți-mă, nu e o situație deloc favorabilă pentru nimeni acum, mai ales că vine iarna, dar cea mai bună idee pe care a avut-o doamna astăzi, dacă chiar vreți să ajutați, dați un palet de ciment, împărțiți paletul ăla cât sace are la 3 familii, să-și refacă o cameră. Dacă eu astăzi mă duc și dau de la mine, nu știu, 100 de euro, iați 20 de saci de ciment pentru a face o nouă șapă ca să facem într-o cameră, altcineva vine și dă gresia sau parchetul, dacă vrea să-și pună tot parchet, doamna vrea să-și pună gresie, pentru că vă dați seama, stă și lângă pârâu, femeia e prima casă, una din primele case lângă pârâu. Nu aveți cum să spuneți că de ce nu-și mută casele, că nu are nimeni bani de a-și muta casa în altă parte, mai sus, pe deal, nu-ți dă nimeni teren, nu-ți dă... Astea sunt chestii pe care n-ar trebui să le discutăm, n-ar trebui să le aducem în discuție. Vrei să ajuți, o faci. Dacă nu, nicio problemă. Că faci, că nu faci, important este să realizezi că nu este deloc o joacă și ne putem implica. Atât. Cam asta am avut de zis. Vreți să ajutați în continuare, o să aveți doar Facebook-ul meu în descriere sau adresa de e-mail. Îmi scrieți acolo. Dacă nu vă răspund, înseamnă că nu pot, că nu am timp, că am și eu alte lucruri. O să răspund când pot, la câte persoane pot. Vreau să fiți oameni serioși. Când vreți să dați ceva, dați din inimă și dați nu la persoane neapărat la care am văzut eu, o să mai caut și alte cazuri care sunt pe aici. Știu că mi-a mai zis cineva că sunt foarte mulți care bătrâni care au copii în străinătate, copii tineri de 30 de ani, să zicem. Clar, sunt conștient de lucrul acesta, copiii și ajută părinții, bunicii, familia, vin neamurile. Dar sunt persoane bătrâne care nu au pe nimeni, care efectiv sunt și în momentul de față îngrădiți de apă în toată curtea și pompierile scot apa în continuare cu pompele, pentru că a plouat foarte mult și apa încă stă acolo. Și efectiv nu au pe nimeni. Oamenii aia, mai mult sau mai puțin, dacă le-a intrat apa atât în casă, oricum sunt afectați. Sper să înțelegeți lucrul ăsta ce am spus. Eu nu mai am ce să zic, cam atât. Asta a fost video.